Salut, sunt Teddy, iar astăzi am să dau o fugă până în lumea sportului pentru povestea unui brand tare, tare cool, dar cam puțin băgat în seamă pe la noi. Socănii, concurăm pentru like, share și subscribe, așa că te invit și pe tine să ne ajuți în această cursă înainte să începem. Din start să lămurim o problemă. Poate ai mai văzut încălțările de la ei, dar nu ai știut să pronunți numele. Ei bine, cei de la Socănii și-au asumat asta, așa că pentru a educa publicul scriau la un moment dat pe cutii pronunțat Socănii. Socănii, de la pârâul cu același nume din Woodstown, Pennsylvania, prezent simbolic și în liniile logo-ului. În 1898 apare aici prima fabrică a brandului. Suntem la numai 2 ani de la primele Jocuri Olimpice Moderne, care per în istorie, ceea ce mi se pare fabulos. Cum de altfel, incredibil mi se pare că brandul a produs exclusiv în Statele Unite până în 1994, dar asta e altă poveste. Să revenim la începutul secolului 20. Pe atunci, sporturile de echipă nu erau așa pe val. Un pic de baseball și de basket prin state și fotbal romantic în Europa. Socănii și-a îndreptat atenția către pantofii pentru alergare. Pe piață, calitatea era scăzută, iar despre tehnologie nici nu se pune problema. În paralel cu ce se întâmpla în Pennsylvania, este de reținut ascensiunea unui imigrant rus. Abraham Hyde deschide în 1910 un magazin în Cambridge, Massachusetts, specializat în încălțări pentru sportivi. O inițiativă stelară la acel moment, dacă ținem cont că istoria modernă a sneakerșilor se scrie măcar de la parteneriatul Adidas și Jesse Owens, Berlin 1936. Tot prin anii 30, Hyde producea deja încălțări pentru patinaj, baseball și bowling, iar în 1965, Ed White, primul astronaut american care a ieșit în spațiu, a purtat tot ce v-a făcut în colaborare cu Hyde. De ce sunt importante toate acestea? Pentru că în 1968 firma a cumpărat Socănii, iar noua operațiune s-a mutat în Cambridge. 11 ani mai târziu, două dintre modelele companiei au fost selectate într-un top 10 al celor mai buni pantofi sport de alergat din lume, după standardele revistei Runner's World. Iar asta este o performanță, pentru că piața însemna deja Nike, Adidas, Asics, Puma ori Reebok. Deceniul 8 este marcat de apariția lui Jazz, cel mai popular model al brandului. De altfel, Socănii Jazz este foarte căutat și în prezent, datorită revenirii la estetica acelei decade. E numai $60, apropo. La sfârșitul anilor 1980, Socănii a devenit marcă predominantă a lui Hyde, iar compania a fost rebotezată cu actuala denumire. Din 2012, Socănii a devenit parte din Wolverine Worldwide, un conglomerat cu patrimoniu colosal în ale sportului. Aș mai puncta câteva aspecte înainte de final. Oficial, în Europa, Italia este cea mai mare consumatoare de Socănii și lor li se datorează noua ascensiune a mărcii. Apoi, o lansare din 2018, un pantof sport făcut în colaborare cu Dunkin' Donuts, care marchează 120 de ani de la primul maraton din Boston. În fine, un alt detaliu care face brandul special. Au la vânzare un model 100% vegan, așa îi spun ei, de purtat, nu de mâncat. Socănii Jazz Low Pro Vegan costă, la fel ca originalul, doar $60. Cam atât despre unul dintre cele mai vechi branduri de încălțăminte sport din lume. Dacă ți-a plăcut acest material și dacă ai o propunere pentru mine, scrie-mi și mă pot ocupa. Eu sunt Eddie și ne vedem data viitoare!